Să redeschidem în această seară Scriptura și să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea 1 Împărați, capitolul 18, începând cu versetul 15. Vom lectura un pasaj un pic mai lung. E important să citim Scriptura și să o auzim așa cum ea este scrisă. Ilie a zis: Viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: Tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns: Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astarteei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: Eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii ai lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi jungi, ei să-și aleagă un jung pe care să-l taie în bucăți, să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt jung și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului, numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: Bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal: Alegeți-vă un jung din cei doi. Pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Și-au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând: Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurit până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor: Apropiați-vă de mine. Și tot poporul s-a apropiat de el. Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnului zisese: Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: Umpleți patru vedre cu apă și vărsați-le peste arderea de tot și pe lemne. Și-au făcut așa. Apoi a zis: Mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis: Mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și au umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă,
pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să-L întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asup și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ și a zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Acest episod biblic pe care l-am citit este grăitor și reflectă modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în mijlocul poporului Israel într-o vreme de mare criză spirituală. În vremea profetului Ilie a fost o vreme de profundă decadență spirituală, de părăsire a lui Dumnezeu și de idolatrie, o vreme care de altfel venea în contextul unei moșteniri, ultimii 7 împărați, ultimii 90 de ani în istoria poporului Israel până la Ilie au fost ani de îndepărtare de Dumnezeu, ani de idolatrie. Citim că toată această degradare a pornit de la Ieroboam, care a făcut ce este rău înaintea Domnului, spune Scriptura. Ieroboam a fost urmat la tron de Bișa, despre care citim că și el a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. După acest împărat cu numele Bișa, la tron a urmat fiul său Ela. Despre Ela citim că era un om petrecăreț, un chefliu și un bețiv. Versetul 9 din 1 Împărați, capitolul 16, spune că Ela era la Tirța chefuind și îmbătându-se în casa lui Arța, căpetenia casei împăratului. Acest împărat cu numele Ela a fost înlocuit de un uneltitor, Zimri, un ucigaș, care a atentat la viața lui Ela și a domnit foarte lung. Cuvântul Domnului ne spune că a domnit 7 zile. În aceste 7 zile, oamenii s-au adunat când a aflat că acest uneltitor a ucis pe împărat și l-a pedepsit. În locul lui Zimri a venit Omri, căpetenia oștirilor. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Omri a fost de asemenea un om rău. A făcut ce este rău înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Capitolul 16, versetul 25. După Omri, la tron a urmat Ahab, fiul lui Omri. Ne-am gândit ce se poate întâmpla mai rău decât ce s-a întâmplat. 6 generații, împărați corupți, decadenți, idolatri, ucigași, bețivi, oameni lipsiți de înțelepciunea lui Dumnezeu, mânați de ambiții personale, oameni care mai degrabă căutau interesele lor de circumstanță decât binele poporului și slava lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune, versetul 30 al capitolului 16, că Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul Sidonienilor. Din rațiuni de alianță politică s-a căsătorit cu această femeie, Izabela, care, ca orice noră, ca orice mireasă, și-a adus și zestrea. Minunată zestre, 450 de profeți a lui Bal, încă 400 de profeți ai Astartei, cu care a populat capitala și sub influența cărora a subjugat și mai mult poporul Israel. Acesta a fost contextul în care a fost chemat de Dumnezeu Ilie. Să apere onoarea lui Dumnezeu, să proclame cuvântul lui Dumnezeu și să aducă pe poporul Israel, turma lui Dumnezeu, din nou la Domnul.
Tabăra tinerilor din săptămâna aceasta s-a numit Împotriva Curentului. Îngăduiți-mi să preiau titlul taberei voastre și să-l punem predice din seara aceasta. Împotriva Curentului. Ilie a fost un om care s-a pus împotriva curentului. 90 de ani, 7 împărați, fiecare a luat de la celălalt și a dus mai departe în materie de rău, de degradare, amplificând acest curent al degradării, al îndepărtării de Dumnezeu și în final omului Dumnezeu Ilie se pune în fața acestui iureș și îl oprește cu ajutorul lui Dumnezeu, întorcând din nou pe Israel înspre Dumnezeu. Adevărul e că zilele pe care noi le trăim sunt zile caracterizate de un curent similar în multe puncte de vedere. Chiar dacă trăim într-o țară creștină, putem observa cum curentul majoritar care se mișcă societatea și oamenii nu este favorabil trăirii creștine, credinței creștine, ci dimpotrivă apar tot mai des și tot mai amplu și mai influent opinii care promovează imoralitatea, necredința, ateismul, ideologii necreștine, neomarxismul, ideologia de gen, toate acestea promovate și numite înțelepciune încă în școli. M-am bucurat când am aflat că țări, cum este Ungaria, cum este Bulgaria, au decis să interzică în școlile publice promovarea acestor ideologii, ideologia de gen, ideologia LGBT. Dar da Dumnezeu în minte și guvernanților noștri să ia asemenea decizii, ne-am bucurat. Și pentru asta trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Există un curent. Un curent al degradării în care societatea noastră se mișcă și mă tem că în mișcarea aceasta, acestui curent, sunt prinși și mulți creștini, sunt prinse biserici, sunt prinși tineri, sunt prinse familii, bărbați, femei și oameni în vârstă, care fără să-și dea seama se duc la vale cu acest curent. Ilie este un om al lui Dumnezeu care, chemat de Dumnezeu fiind, a înțeles că trebuie să apere onoarea lui Dumnezeu. A fost ales de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu și folosit de Dumnezeu. Haideți să ne uităm la el și să observăm câteva elemente care îi descriu viața și slujirea și din acestea să învățăm pentru noi. În primul rând, Ilie este omul lui Dumnezeu. Cu asta începe tot. Și ce e de observat, cum descrie Scriptura, că Ilie Tishbitul, așa este introdusă viața lui, Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului. Nu e nimic deosebit în originea lui, nu e nimic spectaculos în spița lui de neam. Nu se remarcă prin ceva anume, e un oarecare, unul din locuitorii Galaadului. Dar omul acesta a fost omul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu. Din anonimatul lui se remarcă drept om al lui Dumnezeu, slujitor al lui Dumnezeu. Citim despre el versetul 17, viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, așa a spus el despre el. Versetul 36 al capitolului 16, cuvântul lui Dumnezeu, al capitolului 17, cuvântul lui Dumnezeu spune cu privire la Ilie, că el este slujitorul lui Dumnezeu. Că apoi, versetul, capitolul 18, versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu spune, cu privire la Ilie, viu este Domnul oștirilor al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Sunt puțini oameni în Biblie care au fost cunoscuți sau despre care s-a spus omului Dumnezeu, omului Dumnezeu. În loc să-i se zică pe nume Ilie, prorocul Ilie, îi se zicea omul lui Dumnezeu. Așa era cunoscut. Și cu siguranță că acest apelativ i-a fost dat în contextul în care nu mai erau oameni al lui Dumnezeu. Nu mai erau oameni al lui Iahve. El a spus despre sine, eu sunt singurul proroc care a mai rămas. Și pentru că era aproape unic, el la un moment dat a și zis, am rămas singur,
Dar Domnul i-a zis, fii liniștit, mai am multe mii în multe locuri de care tu nu știi. Nu se lasă Dumnezeu lipsit de oameni, dar în spațiu public se pare că era singurul. Și oamenii l-au recunoscut și au spus, acesta e omul lui Dumnezeu. Nu un om dintre oamenii lui Dumnezeu, ci omul lui Dumnezeu. Când a mers în Sarepta și acolo a fost hrănit în mod supranatural, această femeie văduvă a zis, omule al lui Dumnezeu, ce-am eu a face cu tine? Și după ce Dumnezeu l-a ascultat pe Ilie și i-a înviat fiul, femeia a zis, cunosc acum că ești om al lui Dumnezeu. Mai târziu, când împăratul a vrut să îl aresteze, a trimis după el corp de armată și comandantul acelui corp de armată a zis, om al lui Dumnezeu. Și le-a zis, dacă eu sunt omul lui Dumnezeu, să se coboare foc din cer peste voi. Și asta s-a repetat de mai multe ori. Acest bărbat a fost cunoscut ca om al lui Dumnezeu. L-a iubit pe Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu, a depins de Dumnezeu, s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. A fost un om care a stat la îndemâna lui Dumnezeu, slujindu-L pe Dumnezeu în mijlocul unei generații apostate. Noi nu ne mișcăm într-un asemenea curent. Slavă Domnului, în Biserica Emanuel suntem câteva sute de oameni care mărturisim aceeași credință și ne sprijinim unul pe umărul celuilalt și suntem mai mulți și suntem împreună, oamenii lui Dumnezeu. Lui Ilie a fost greu. Dumnezeu l-a însoțit. Viața acestui bărbat este caracterizată de aceste cuvinte. Omul lui Dumnezeu. Și acum întrebarea pentru noi este, se poate spune despre noi așa? Se poate spune despre tine așa, om al lui Dumnezeu? Inima lui Ilie a fost o inimă care a bătut pentru Domnul, a depins de Dumnezeu. Viața lui este o priveliște. Aduceți-vă aminte cum în chip supranatural a fost hrănit de Dumnezeu în pustiu, corbii au venit și au dus hrană și a băut apă din pârâu. Și într-o zi, pentru că era secetă, o secetă despre care profetul Ilie a vorbit, și pe care la porunca lui Dumnezeu a chemat-o cu rugăciune, s-a asecat și pârâul. Și apoi Domnul i-a spus, du-te în Sarepta Sidon și acolo îți voi arăta o casă în care vei fi hrănit. Știți în ce casă a fost trimis? O văduvă. Care, încurajator pentru Ilie, chiar când el a intrat în casă, rupt de foame, pregătea masa. Și asta e bine. Și Ilie a zis, punem pe masă ceva. L-a recunoscut că este omul lui Dumnezeu. Și femeia a spus, viu este Domnul. Nu mai am decât un pumn de făină și câteva picături de ulei. Am hotărât să fac o turtă. Să o mănânc împreună cu copiii mei și apoi să murim. Asta e ce am. La care Ilie a spus acestei femei, fă turta aceea despre care ai vorbit, dă-mi o mie, să mănânc eu și apoi mănânc-o și tu. E paradoxal ce s-a întâmplat. E uimitor cum în Israel nu s-a găsit nici o casă, o familie care să adăpostească pe acest profet și să-l ajute. Corbii și o femeie străină. Dumnezeu a făcut acolo o minune. A fost înmulțită făina, a fost înmulțit unde lemnul, până a venit ploaia, până s-a curmat seceta, n-a secat izvorul uleiului din bas și nici nu s-a terminat făina din sac, în oală. Toate acestea probează un adevăr. Ilie este omul lui Dumnezeu, care stă la dispoziția lui Dumnezeu și care depinde întru totul de Dumnezeu. Dacă în acele vremuri complexe, ciudate și potrivnice, acest om al lui Dumnezeu cu numele Ilie a răzbit, mă gândesc că și nouă ne va da Dumnezeu putere și vom răzbi. Important este însă un lucru, să fim oameni al lui Dumnezeu.
Al doilea lucru pe care îl observ la acest bărbat, potriva curentului, ce l-a făcut să se ridice, ce l-a făcut să vorbească, a fost viziunea pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu. Ca om al lui Dumnezeu a căpătat o viziune din partea lui Dumnezeu. Versetul 36, la care am făcut referire, spune așa: în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Primise din partea lui Dumnezeu o descoperire, căpătase din partea lui Dumnezeu o viziune. În rugăciunile lui, în cugetările lui, în așteptările pe care le avea, în părtășia lui cu Dumnezeu, a văzut poporul Israel adunat la oaltă. A văzut înainte vreme episodul de pe Carmel, a văzut cum se coboară foc din cer de la Dumnezeu peste jertfă și cum poporul se întoarce înspre Dumnezeu zicând cu glas: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. A avut viziunea unei treziri spirituale, a întoarcerii la Dumnezeu acestui neam de oameni. A avut în primul rând viziunea asupra lui Dumnezeu, l-a înțeles pe Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, a înțeles profunzimea decadenței spirituale, nevoia de schimbare. Când Domnul i-a vorbit și a pus în inimă un plan, o pasiune, un foc, o viziune. Oamenii lui Dumnezeu au această viziune. Dacă ești om al lui Dumnezeu, trebuie că Dumnezeu a pus în inima ta un foc, un vis, o pasiune. În inima lui Ilie a pus-o. Cu siguranță că va o așeza în sufletul fiecărui creștin dispus să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Unii dintre dumneavoastră sunteți cap de familie. Om al lui Dumnezeu fiind, trebuie să ai o viziune spirituală pentru familia ta. Care este visul tău, viziunea ta pentru familie, viziunea ta duhovnicească pentru familia ta? Ce vezi în viitor? Înspre ce te miști? Ca mamă, trebuie să ai o viziune cu privire la copiii tăi. Ca biserică, suntem chemați să avem o viziune, care este locul nostru și rostul nostru în mijlocul societății. Ca tânăr, trebuie să ai o viziune. Ce ai de gând să faci cu viața ta? Fiecare om este chemat să aibă un vis, să ardă în interiorul lui un foc. În omul lui Dumnezeu arde focul lui Dumnezeu. Ce foc arde în tine? Putem uita cu îngrijorare la oameni care n-au niciun vis, niciun scop în viață. Și este îngrijorător să vezi creștini care trăiesc de pe azi pe mâine, fără să aibă niciun vis, fără să aibă nicio direcție. Se mișcă după cum îi duce curentul. Dacă au harul să fie prinși într-un curent bun, se duc cu anturajul și cu grupul acela bine. Dar dacă se întâmplă un accident, să se miște într-un alt, să fie puși într-un alt context, să se vremurile și împrejurările, la fel îi duce și balul acela. N-au nicio opinie, nicio direcție, nicio reacție, nicio viziune. Trăiesc de pe azi, pe mâine, o generație de oameni plictisiți. Omul lui Dumnezeu, Ilie, a căpătat o viziune din partea lui Dumnezeu. Și această viziune suntem chemați să o avem și noi. În al treilea rând, Ilie este omul care nu se teme de mulțimi, nu se teme de oameni. Om al lui Dumnezeu, cu viziune din partea lui Dumnezeu și împuternicit cu curaj, cu putere, care îl ridică peste presiunea anturajului, peste opinia publică, peste forța mulțimii. Era căutat, era considerat persoana non grata. Ahab pusese preț pe capul lui. Era căutat din loc în loc, urmărit, acuzat, și când Ahab l-a văzut, i-a spus: tu nenorocești pe Israel, din cauza ta e secetă, din cauza ta. L-a acuzat. E de observat cum profetul Ilie îl confruntă pe Ahab și îi spune așa: strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel. Pe toți
450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Adună tot poporul. E omul care nu se teme de nimic. Nu se teme de oameni. Singurul de care are frică este Dumnezeu. Acest curaj, această înfruntare a curentului, a opiniei majoritare, a presiunii celor din jur, l-a făcut să fie un om al lui Dumnezeu care a făcut diferența. Împotriva ta, împotriva mea, împotriva noastră sunt exercitate presiuni, mulțimea exercită presiuni. La școală, colegii de clasă creează opinie, creează o presiune. Acolo s-ar putea să fii ironizat, să fii luat peste picior, să ți se propună lucruri în care nu crezi, anturajul de băieți sau de fete să-ți spună ce e normal să faci, ce e potrivit să faci. Într-un asemenea context de școală s-a vorbit despre viața sexuală înaintea căsătoriei, la oră de educație civică. Și clasa împreună cu dăscălița au spus că este normal ca înainte de căsătorie să-ți începi viața sexuală. Singura opinie potrivnică a fost a unei fete membră în biserica aceasta, fată de 17 ani, care s-a ridicat în clasă și a spus: fetelor și estimată doamnă profesoară, permiteți-mi să am o opinie diferită. Mi se pare că ce spuneți dumneavoastră este fundamental greșit. Eu cred că viața sexuală trebuie începută după ce te căsătorești. Și singurul bărbat pe care trebuie să-l cunoască o fată este soțul. Asta cred. Și cea s-a uitat înspre ea și a zis: dar ești demodată. Pe ce-ți bazezi crezul? Și fata a zis: pe Biblie. Eu sunt creștină. Și a închis gura tuturor. Țineți minte, v-am spus și în tabără, cei tari fac moda, cei slabi se conformează. Oamenii lui Dumnezeu sunt chemați să înfrunte răul, să nu se teamă de mulțimi, să aibă curajul să articuleze cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul curentului potrivnic. Dumnezeu le va da biruință. Să nu vă temeți de oameni și să nu vă duceți unde se duc oamenii și cum merg oamenii și cum merge curentul, că acest curent se duce la pierzare. Ca în fabula aceea în care un roi, nu știu, roi, așa le zice la astea, muște, albinele sunt în roiuri, ma, și muștele câteodată, asocierile lor. Și una se ducea mai din urmă un pic, ajungându-le pe celelalte. În partea opusă venea o albină și a întrebat-o: unde te duci? Unde te duci? Mai în față, un gospodar lipise de tavan o panglică lipicioasă. Stătea acolo așa în jos și s-a dus veste între muște că acolo e pe gratis. Și s-au luat cu viteză să ajungă la locul cu pricina. Și asta mai în urmă rămasă a zis: unde mă duc? Unde se duce toată lumea? Tu unde te duci? Unde te duci? Înspre ce te miști? Ilie s-a mișcat împotriva curentului mulțimii. Și atât de puternic a fost opinia lui încât i-a oprit pe ceilalți în loc. I-a provocat într-un fel în care numai Dumnezeu putea provoca omul. Le-a spus: stați să judecăm. Voi vă revendicați drept copiii lui Avram, Isaac și Iacov. Vă lăudați cu această moștenire spirituală. Pe de altă parte, de 7 neamuri de împărați încoace, vă duceți după Baal și după Astarte. Nu sunteți nici al lui Baal, nu sunteți nici al lui Dumnezeu. Nu umblați nici întru totul după Baal, că vă mai rugați și lui Iagve, vă mai aduceți aminte și de legea lui Moise și de părinții voștri, Avram, Isaac și Iacov. Dar nici al lui Dumnezeu nu sunteți. Ce caută în țară acești idoli, aceste altare? Ce caută acești profeți? De ce vă duceți la cele întâlniri? Ce e cu acest amestec? Și a zis Ilie: voi sunteți ca niște oameni șchiopi de amândouă picioarele. Bolnavi de amândouă picioarele. Unul l-ați dat lui Dumnezeu, e bolnav, celălalt l-ați dat lui Baal, e bolnav și acela. Până când șchiopătați de amândouă picioarele?
Hai să hotărâm de care parte trecem. Dacă Baal-i Dumnezeu, mergem cu toți după Baal. Dacă Iahve e Dumnezeu, mergem după Iahve, după Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Și poporul a zis, bine. Vă rog să observați a patra trăsătură a vieții acestui bărbat. Ilie a fost un om practic în credință. A înțeles viziunea lui Dumnezeu, știa relația lui cu Dumnezeu, s-a împotrivit curentului majoritar, înfruntând mulțimea aceea, și acum este cât se poate de practic în credință. Întâi de toate, confruntă pe cei din generația lui cu legea lui Dumnezeu. Le aduce aminte de ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul său. Apoi cuvântul Domnului ne spune că el a chemat poporul la închinare și în această dimensiune a slujirii sale este cât se poate de pragmatic și de practic. Viața lui nu lasă loc de interpretări, de ambiguități. Ilie a zis poporului, să ni se dea doi junci, doi viței. Prorocii lui Baal să aleagă unul și eu îl voi lua pe cel care a rămas. Ei să facă un altar, să facă altarul după rânduiala religiei lor, să pună vițelul tăiat pe altar, dar să nu aprindă foc, să se roage apoi Dumnezeului lor și dacă Dumnezeul lor este Dumnezeul adevărat, să coboare din cer foc peste altar, să ia foc lemnele, să fie mistuită jertfa și acesta e semnul că adevăratul Dumnezeu este Baal. Dar dacă nu se va întâmpla ceva, mă voi ruga și eu lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu va face să se coboare peste altarul meu foc din cer, înseamnă că Dumnezeul căruia mă rog eu este adevăratul Dumnezeu. Vom ști, a spus Ilie, cine este adevăratul Dumnezeu din acest semn Dumnezeu, supranatural. Acela care coboară foc din cer pe pământ, acela este Dumnezeu cel adevărat. Aici Scriptura ne arată cum Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți voi un junc dintre cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți. E și o ironie aici, a lăsat. Spune cuvântul că oamenii au strigat tare până pe la amiază și nu s-a întâmplat nimic. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, are treabă, foarte ocupat, sunt mulți care îl cheamă și nu știe pe care să-l audă, să-l asculte, sau în călătorie, cine știe cine l-a chemat, unde l-a chemat și s-a dus, poate că doarme, că e pe la amiază, cum dorm și șefii voștri împărații, siesta de la amiază, a dormit și el, strigați mai tare să se trezească. Și a luat peste picior. Câteodată asta e soluția. Ideologiile nepunește al echipului viacului trebuie să fie luate peste picior, pe modelul acesta. Asta ustură. Și trezește în același timp. Au strigat tare după obiceiul lor. Spune cuvântul că după amiază au aiurit până seara, fără niciun răspuns. Țineți minte, toată această provocare care a demascat falsitatea acelei ideologii a pornit din inima acestui om al lui Dumnezeu. Și în vremea aceasta sunt chemat să facem așa ceva. Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în locul nostru, în contextul în care ne găsim, să afirmăm onoarea lui Dumnezeu. Iată ce a făcut Ilie. A chemat tot poporul, adresa altarului Dumnezeu care fusese sfârmat. Este ceva practic. Altarul rugăciunii trebuie să fie dres. Cel al mijlocirii a luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Israel, căruia Domnului îi zisese, Israel îți va fi numele. A zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. Mă gândesc că luând câte o piatră pentru fiecare seminție, Ilie și-a pus și rugăciunea zicând, Doamne, și Isahar să fie trezit azi, și Levi să fie trezit azi, și Simeon să fie trezit, și Iuda să fie trezit.
Și cu fiecare piatră pusă pe altar a pus inima lui, mijlocirea lui și rugăciunea lui pentru întoarcerea la Dumnezeu a celor care erau prinși în înșelăciunea acestui curent al idolatriei și al îndepărtării de Dumnezeu. Apoi a făcut împrejurul altarului un șanț. Asta era ceva cu totul nou. Nu mai făcuse nimeni până atunci. Un șanț. A așezat lemnele, a tăiat juncul în bucăți, l-a pus pe lemne și acum surpriza. A spus, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le peste arderea de tot și pe lemne. Acolo erau prezenți nu doar profeții falși, nu doar Ahab, nu doar poporul, cred că erau prezenți și demonii. Și tare s-au mirat când au văzut ce face Ilie. Prezenți și îngerii lui Dumnezeu. Mă gândesc că și în spațiul îngerilor a fost mirare. Ce face acest profet? E împotriva logicii. Tu vrei să vină foc din cer, să fie aprinsă jertfa aceasta, lemnele acestea. Crează, ajută cumva, fă cumva o situație, lasă o ușiță deschisă, creează o portiță, nu încurca așa de tare. Ilie a zis, mai duceți un rând de apă, încă unul, până când s-a umplut șanțul cu apă. Ilie, va zice cineva, tu îl încurci pe Dumnezeu cu ce faci. Și Ilie a zis, așa e, dar se descurcă. Ce fac, fac la cuvântul lui. Ilie nu a luat în deșert numele lui Dumnezeu, n-a provocat pe Dumnezeu, cum cerea mai târziu diavolul Domnului Iisus să facă, aruncă-te de pe strașina templului ca să te prindă îngerii și așa se va ști că ești Dumnezeu. Nu asta a fost acolo. Și acolo a fost revelația lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Făcea după cuvântul lui Dumnezeu. Așa a și zis, fă să se știe astăzi că tot ce am făcut, am făcut după cuvântul tău. S-a rugat. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, s-a rugat, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să-L întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot. Vă rog să observați cât de practic a fost în credință acest bărbat. Câteodată, necredința capătă forme evlavioase. E ca și cum am pus de lui Dumnezeu niște cârje, l-am ajutat cu niște factori, i-am salvat onoarea, dacă ceva nu iese bine să avem această ieșire. Ilie nu face așa. Ilie acționează la cuvântul lui Dumnezeu, creând oportunitatea ca Dumnezeu să-și manifeste puterea. Și aceasta este a cincea trăsătură a vieții sale. Ilie se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Omul care stă împotriva curentului este om al lui Dumnezeu, cu o viziune din partea lui Dumnezeu, care nu se teme de oameni, nu se teme de mulțimi, este practic în credință și se bizuie pe puterea lui Dumnezeu. Această putere a lui Dumnezeu stă și la îndemâna noastră. Dumnezeu este gata să ne ajute, să ne sprijine, slăvit să fie numele Lui. În cuvântul lui Dumnezeu este scris că Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi. S-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Și nouă, celor care urmăm Lui, celor care suntem în această generație, ni se aduce aminte că Ilie n-a avut nimic deosebit în el, deosebit de noi. Era un om supus acelora slăbiciuni ca noi. Dar diferența dintre el și noi stă în faptul că el a fost un om al lui Dumnezeu cu toată inima predată lui Dumnezeu. Un om care a înțeles care este planul și viziunea lui Dumnezeu pentru el și viața lui. Un om care nu s-a temut de oameni, s-a pus împotriva curentului majorității, a opiniei publice. A fost practic în credință și s-a bizuit pe puterea lui Dumnezeu. Și Domnul și-a slăvit numele prin acest bărbat. Ilie nu uită să dea toată slava lui Dumnezeu. Poporul a fost condus, Scriptura spune, atunci a căzut foc de la Dumnezeu și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a sub și apa care era în șanț.
Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și a pornit trezirea spirituală. Sigur că Ilie cere să se facă ordine, versetul 40, puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Se cere să facem și o curățenie în viața noastră. Sunt influențe, sunt pricini care l-au îndepărtat pe Dumnezeu din viața noastră. Sunt profeția lui Baal care ne-a influențat mințile. Vorbesc metaforic aici. Toate acestea trebuie să îndepărtate. Și dacă atunci a fost un gest dramatic care poate stârni controverse astăzi, a pus mâna pe ei, Ilie s-a coborât la pârâul Chison și a înjunghiat acolo. Duhovnicește prin lucrurile acestei răutăți care ne-au luat familiile și le-au îndepărtat de Dumnezeu, pe noi și ne-au golit de prezența lui Dumnezeu, acele răutăți trebuie să îndepărtate în mod agresiv. De aceste lucruri trebuie să ne rupem violent. Rupe-o cu fără de legile, a spus Dumnezeu unui împărat din vechime prin profetul Daniel. Cu păcatul nu trebuie să o lăsăm mai moale, ci trebuie să facem o rupere. Cu acele învățături, cu acele stări și trăiri și contexte care ne-au îndepărtat sau ne îndepărtează de Dumnezeu, trebuie să o rupem brusc. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere. Vă chem în încheierea acestei slujbe să venim înaintea lui Dumnezeu cu hotărâri noi. Gândește-te la viața ta. În ce direcție se mișcă? Trăim vremuri în care curentul majoritar nu este deloc favorabil credinței. Oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. În vremea lui Ilie s-a ridicat doar acest bărbat. Noi, în vremea aceasta, avem oportunitatea să ne unim mai mulți. Ilie n-a avut cu cine. După această mare ispravă, după ce a venit și ploaia, citim că Ilie a căzut în depresie. Ca să fie încă o dată probată vorba, Ilie era supus acelor slăbiciuni ca și noi. Amenințată viața fiindu-i, a decis să fugă în pustiu și acolo și-a dorit să moară. Și a zis, destul, ia-mi sufletul, nu sunt mai bun decât părinții mei. Mai târziu a zis lui Dumnezeu, am rămas singur, am fost plin de râvnă. Și Domnul l-a pus în picioare și a zis, stai liniștit, mai am 7.000. Scoală-te și mănâncă. Dumnezeu l-a întărit. E un exemplu de om care e nevoit în mijlocul unei generații apostate să lucreze de unul singur. Și noi suntem câteva sute. Ce scuze vom avea? Te poți ruga cu încă unul? Poți să te însoțești cu un frate? Ieri ne-am dus la picnic, 350. A fost foarte frumos. Dar dacă se va cere să ne ducem în piața mare și să afirmăm că Iisus Hristos este Domnul, o să mergem mare ca la picnic, cu mic și cu mare. Împotriva curentului, Iisus a spus, adevărat vă spun că dacă doi sau trei se vor învoi ca să ceară de la mine un anumit lucru, îl voi da. Și de asemenea, în Deuteronom 32:30 este scris, cum unul dintre ei ar pune pe fugă 1.000 și doi ar pune pe fugă 10.000. În unitatea copiilor lui Dumnezeu este putere. Vă chem să ne unim. Și după cum Ilie a fost un om al lui Dumnezeu, și noi să fim preocupați să fim oameni al lui Dumnezeu. Fiecare în locul lui, fiecare cu chemarea și cu misiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, dar oameni ai lui Dumnezeu. Ați vrea în seara aceasta să ne ridicăm lui Dumnezeu? Unii v-ați botezat mai demult și ați făcut bine. Vă chem în seara aceasta să reînnoiți legământul de a fi oameni ai lui Dumnezeu.
Alții dintre dumneavoastră stați pe gânduri și v-ați hotărât să vă botezați, dar încă nu știți când. Știți că vă veți boteza, dar n-ați hotărât când. Și până acum ați trăit confortabil cu gândul că vă veți boteza într-o zi. Eu mă rog în seara aceasta lui Dumnezeu să tulbure sufletul dumneavoastră și această tulburare să fie spre bine, spre hotărâri sfinte. Anul acesta să vă înscrieți la cateheză și până să fie Crăciunul să vă botezați în apă. Indiferent de vârsta pe care o aveți, ajungi la vârsta botezului, trebuie să vă botezați în apă. Este un legământ. Și la acesta ne cheamă Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.